Victorina Matei a răbufnit după declaraiile lui Ovidiu Marincea. Pot să spun ce este un mare mincinos? Ovidiu Marincea, purtorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații, a declarat, joi, seara, într-un interviu pentru B1 TV, ce vineri urmează să fie publicat pe site-ul instituției, protocolul din 2009 încheiat între SRI sublinierei parchetul general sublinierei a adugat ce oficerii SRI nu au efectuat anchete penale împreună cu procurorii, atribuția acestora fiind aceea de a furniza informații către parchete. Jurnalista Sorina Matei îl contrazice pe Marincea, îi spune, într-o postare pe Facebook, ce oficerii SRI participau la anchetele DNA. Ba mai mult, jurnalista susține că SRI a condus uneori anchetele cu fora. Pot să spun ce Diez Marincea Boi este un mare mincinos? Este grav ce este lăsat / pus ca să mint în numele instituției numit SRI, lăsat / pus ca să dezinformeze opinia publică. Ofierii SRI participau la anchetele DNA, se tăteau cu picioarele pe birourile procurorilor, erau begai uneori cu fora acolo, alteori cu acceptul procurorilor, iar procurorii care i-au dat afară din birouri au avut de suferit încă de la început. Nimeni, dar nimeni nu poate nega asta, pentru ce lucrurile s-au întâmplat, iar eu am obținut de ceva timp inclusiv numele și prenumele ofierilor SRI care au stat în aceste birouri. În plus, politicii judiciari de pe teren au avut de suferit din cauza SRI, pur și simplu li se smulgeau cetile de pe urechi la filajei activitii de supraveghere, de i procurorii si politicii legal, feceau anchetele, răspundeau și semnau actele, iar dacă politicii spuneau ceva în fața ofierilor SRI erau raportați la ambele instituții izolai. SRI a condus uneori anchetele cu forca. La fel feceau și procurorii care descopereau lucruri necurate în dosare făcute de SRI sau percheziții pe care uneori SRI voia să le comande sublinierei chiar să le conduc. Mai mult, procurorii considerai periculoi pentru ce le mergea mintea, iau carte, contrazicea ordinele, erau independenți, au fost pusi sub supraveghere chiar de SRI. Toate dosarele considerate cu potențial sau delicate au fost supravegheate de SRI, toate informațiile din aceste anchete erau scurse la SRI, iar ca să fie securizate dosarele a fost impus om de la SRI în fiecare birou în care erau instrumentate aceste dosare. La fel, transcripturile / redarea era făcut de SRI, iar interceptările nu erau complete. SRI dădea doar ce voia, cu mic în voia din aceste interceptări, decupând ele, declasificând doar ce dorea. Mai mult, oameni din SRI fiau participat / conduse din ele operative în unele dosare chiar în sediul instituției de parchet, iar oameni din SRI au adus denunatori în birourile procurorilor dupnite de aluri numai de ei tiutei făcute. I ca să fie treaba cum vrea SRI. Procurorii au fost adusi de SRI în DNA, Negulescu, Adrian Matei George, ZV. Asta ca să nu mai vorbim despre Dumbrav pe care unele ce îl vedeau ziaristii Constantin Int din DNA.
iar domnul Adrian Ciocarlan, actualul adjunct al SRI, care are el o rețea de ziaristii pe care am găsit-o, supraveghea anumite anchete celebre, am probe indubitabile pentru asta. Știe toată lumea ce face sublinierea acum Ciocarlan, toată lumea tace în continuare. Dacă toată lumea tace, poate ne spune chiar domnul Ciocarlan ceva despre domnul Buzianu. Bogdan Buzianu. Sau ne pune la dispoziție listingul zilnic al telefonului său sau al cartelei. Ce tot se lupt SRI să reglementeze cartelele, dar vorbe subliniere te cateror subliniere tii de pe cartele subliniere isleș sau utilizează conturi anonimizate pe rețelele de socializare pe modelul IRA. Adică internet research agentiarul sublinierelor, ce s-ar putea ca Diez Marincea Boi să nu subliniere tie ce e IRA. Asta doar ca un mic exemplu. So virgule diese punct tre puncti. Idiez Marincea Boi sunt nite mega mincinoi dezinformează cu intenie opinia public, scrie Sorina Matei, pe Facebook.